Geneza, capitolul 27. Iacov îl înșală pe Esau. Geneza, capitolul 27, versetele 1 la 22. Isaac îmbătrânise și ochii îi slăbiseră, așa că nu mai vedea. Atunci a chemat pe Esau, fiul lui cel mai mare, și i-a zis: Fiule, iată-mă! I-a răspuns el. Isaac a zis: Iată, am îmbătrânit și nu știu ziua morții mele. Acum, dar, te rog, ia-ți armele, tolba și arcul, du-te la câmp și adu-mi vânat. Fă-mi o mâncare cum îmi place mie și adu-mi să o mănânc, ca să te binecuvânteze sufletul meu înainte de a muri. Rebeca a ascultat ce spunea Isaac, fiului său Esau, și Esau s-a dus la câmp ca să prindă vânatul și să-l aducă. Apoi Rebeca a zis fiului său Iacov: Iată, am auzit pe tatăl tău vorbind astfel fratelui tău Esau. Adu-mi vânat și fă-mi o mâncare ca să mănânc și te voi binecuvânta înaintea Domnului, înainte de moartea mea. Acum, fiule, ascultă sfatul meu și fă ce îți poruncesc. Du-te de iam din turmă doi iezi buni, ca să fac din ei tatălui tău o mâncare gustoasă, cum îi place. Tu ai să o duci tatălui tău să o mănânce, ca să te binecuvânteze înainte de moartea lui. Iacov a răspuns mamei sale: Iată, fratele meu Esau este păros, iar eu n-am păr deloc. Poate că tatăl meu mă va pipăi și voi trece drept mincinos înaintea lui și, în loc de binecuvântare, voi face să vină peste mine blestemul. Mama sa i-a zis: Blestemul acesta, fiule, să cadă peste mine, ascultă numai sfatul meu și du-te de adumii. Iacov s-a dus de a luat și i-a adus mamei sale, care a făcut o mâncare cum îi plăcea tatălui său. În urmă, Rebeca a luat hainele cele bune ale lui Esau, fiul ei cel mai mare, care se găseau acasă, și le-a pus pe Iacov, fiul ei cel mai tânăr. L-a acoperit cu pielea iezilor mâinile și gâtul, care erau fără păr, și a dat în mâna fiului său Iacov mâncarea gustoasă și pâinea pe care le pregătise. El a venit la tatăl său și a zis: Tată, iată-mă, a zis Isaac, cine ești tu, fiule? Iacov a răspuns tatălui său: Eu sunt Esau, fiul tău cel mai mare, am făcut ce mi-ai spus, scoală-te, rogu-te, șez de mănâncă din vânatul meu, pentru ca să mă binecuvânteze sufletul tău. Isaac a zis fiului său: Cum? L-ai și găsit, fiule? Și Iacov a răspuns: Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos înainte. Isaac a zis lui Iacov: Apropie-te, dar, să te pipăi, fiule, ca să știu dacă ești cu adevărat fiul meu Esau sau nu. Iacov s-a apropiat de tatăl său Isaac, care l-a pipăit, și a zis: Glasul este glasul lui Iacov, dar mâinile sunt mâinile lui Esau. Au trecut aproximativ 37 de ani de la evenimentele capitolului precedent. Isaac avea acum 137 de ani. Vederea îi slăbise și se gândea că îi se apropia sfârșitul, poate pentru că fratele său, Ismael, murise și el la acea vârstă, conform Geneza, capitolul 25, versetul 17. Și iată anii vieții lui Ismael, 137 de ani. El și-a dat duhul și a murit și a fost adăugat la poporul său. Dar el va mai trăi încă 43 de ani. Când Isaac a poftit după niște carne de căprioară de la Esau,
promițând o binecuvântare în schimb, Rebecca a plănuit să-și înșele soțul pentru a obține binecuvântarea pentru Iacov, pe care îl iubea. Trucul nu era necesar, deoarece Dumnezeu deja îi promisese binecuvântarea lui Iacov, conform Geneza, capitolul 25, a doua parte a versetului 23. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mai mic. Ea a gătit carnea de capră astfel încât să pară căprioară gustoasă și a pus blana caprei pe brațele lui Iacov pentru a fi confundat cu Esau cel păros. Isaac a făcut greșeala să se încreadă în simțuri. Brațul păros semăna la pipăit cu al lui Esau. Nu trebuie să dăm crezare simțurilor și sentimentelor în chestiunile spirituale, după cum a observat și Martin Luther. Sentimentele vin și se duc, dar ele înșală. Garanția noastră este cuvântul lui Dumnezeu. Nimic altceva nu merită încrederea. Deși Rebecca a plănuit această înșelăciune, Iacov era la fel de vinovat pentru că a dus-o la îndeplinire și a cules ceea ce a semănat. C.H. McIntosh a observat că oricine urmărește viața lui Iacov, după ce a obținut prin înșelăciune binecuvântarea tatălui său, va realiza că el s-a bucurat de prea puțină fericire lumească. Fratele a căutat să-l ucidă și pentru a evita aceasta a trebuit să părăsească casa tatălui său. Unchiul său, Laban, l-a înșelat. El a trebuit să plece de acolo clandestin. A cunoscut josnicia fiului său, Ruben, cruzimea lui Simeon și Levi față de sihemiți. Apoi a trebuit să resimtă pierderea soției sale iubite, presupusa moarte prematură a lui Iosif și, pentru a pune vârf la toate, a fost forțat de foamete să fugă în Egipt și acolo a murit într-un pământ străin. Geneza, capitolul 27, versetele 23 la 29. Nu l-a cunoscut, pentru că mâinile îi erau păroase, ca mâinile fratelui său Esau, și l-a binecuvântat. Isaac a zis, tu ești deci fiul meu Esau? Și Iacov a răspuns, eu sunt. Isaac a zis, adu-mi să mănânc din vânatul fiului meu ca sufletul meu să te binecuvânteze. Iacov i-a adus și el a mâncat, i-a adus și vin și a băut. Atunci tatăl său, Isaac, i-a zis, apropie-te dar și sărută-mă, fiule. Iacov s-a apropiat și l-a sărutat. Isaac a simțit mirosul hainelor lui. Apoi l-a binecuvântat și a zis, iată, mirosul fiului meu este ca mirosul unui câmp pe care l-a binecuvântat Domnul, să-ți dea Dumnezeu rouă din cer și grăsimea pământului, grâu și vin din belșug, să-ți fie supuse noroade și neamuri să se închine înaintea ta, să fii stăpânul fraților tăi și fiii mamei tale să se închine înaintea ta, blestema să fie oricine te va blestema și binecuvânta să fie oricine te va binecuvânta. Isaac l-a binecuvântat pe Iacov cu prosperitate, putere și protecție. Este interesant că binecuvântările rostite de patriarhi au fost profetice. Ele s-au împlinit literalmente, fiindcă, de fapt, acești oameni au vorbit sub inspirație. Geneza, capitolul 27, versetele 30 la 40. Isaac sfârșise de binecuvântat pe Iacov și abia plecase Iacov de la tatăl său Isaac când fratele său Esau s-a întors de la vânătoare. A făcut și el o mâncare gustoasă pe care a adus-o tatălui său și a zis tatălui său, tată, scoală-te și mănâncă din vânatul fiului tău pentru ca să mă binecuvânteze sufletul tău. Tatăl său Isaac i-a zis, cine ești tu? Și el a răspuns, eu sunt fiul tău cel mai mare, Esau.
Isaac s-a înspăimântat foarte tare și a zis: Cine este atunci cel ce a prins vânat și mi l-a adus? Eu am mâncat din toate înainte de a veni tu și l-am binecuvântat, de aceea va rămâne binecuvântat. Când a auzit Esau cuvintele tatălui său, a scos mari țipete, pline de amărăciune, și a zis tatălui său: Binecuvântează-mă și pe mine, tată. Isaac a zis: Fratele tău a venit cu vicleșug și ți-a luat binecuvântarea. Esau a zis: Da, nu degeaba i-au pus numele Iacov, căci m-a înșelat de două ori, mi-a luat dreptul de întâi născut și iată-l acum că a venit de mi-a luat și binecuvântarea. Și a zis: N-ai păstrat nicio binecuvântare pentru mine? Isaac a răspuns și a zis lui Esau: Iată, l-am făcut stăpân peste tine și i-am dat ca slujitori pe toți frații lui. L-am înzestrat cu grâu și vin din belșug. Ce mai pot face oare pentru tine, fiule? Esau a zis tatălui său: N-ai decât această singură binecuvântare, tată? Binecuvântează-mă și pe mine, tată. Și Esau a ridicat glasul și a plâns. Tatăl său, Isaac, a răspuns și i-a zis: Iată, locuința ta va fi lipsită de grăsimea pământului și de roa cerului de sus. Vei trăi din sabia ta și vei sluji fratelui tău, dar când te vei răscula, vei scutura jugul lui de pe gâtul tău. Când s-a întors Esau și a aflat de înșelăciune, a cerut cu lacrimi binecuvântarea, dar binecuvântarea fusese oferită lui Iacov și nu putea fi retractată. Epistola către Evrei, capitolul 12, versetele 16 și 17. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că, măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Totuși, Isaac a avut și pentru Esau un cuvânt. Departe de solul bogat al pământului vei trăi tu, departe de roa cerului de sus, vei trăi din sabia ta și îți vei sluji fratele. Dar când vei fi cuprins de neastâmpăr, vei zdrobi jugul său. Traducerea Mofat, versetele 39 și 40. Acest lucru sugerează că edomiții vor trăi în locuri pustii, vor fi războinici, vor fi supuși de izraeliți, dar se vor răscula la un moment dat împotriva acestei stăpâniri. Această ultimă profeție s-a împlinit în timpul domniei lui Ioram, regele lui Iuda, conform cărții Doi Împăraților, capitolul 8, versetele 20 la 22. Pe vremea sa, Edom s-a răsculat împotriva stăpânirii lui Iuda și au pus un împărat peste ei. Ioram a trecut la Țair cu toate carele lui. Sculându-se noaptea, a bătut pe edomiți care îl înconjurau și pe căpeteniile carelor și poporul a fugit în corturi. Răscoala Edomului împotriva stăpânirii lui Iuda a ținut până în ziua de azi. Libna s-a răsculat tot în același timp. Geneza, capitolul 27, versetele 41 la 46. Esau a prins ură pe Iacov din pricina binecuvântării cu care îl binecuvântase tatăl său și Esau zicea în inima sa: Zilele de bocet pentru tatăl meu sunt aproape și apoi am să ucid pe fratele meu Iacov. Și au spus Rebecăi cuvintele lui Esau, fiul ei cel mai mare. Ea a trimis atunci de a chema pe Iacov, fiul ei cel mai tânăr, și i-a zis: Iată, fratele tău, Esau, vrea să se răzbune pe tine, omorându-te. Acum, fiule, ascultă sfatul meu,
scoală-te, fugi la fratele meu Laban în Haran și rămâi la el câteva vreme până se va potoli mânia fratelui tău. Până va trece de la tine urgia fratelui tău și va uita ce ai făcut, atunci voi trimite să te cheme. Pentru ce să fiu lipsită de voi amândoi într-o zi? Rebeca a zis lui Isaac, m-am scârbit de viață din pricina fetelor lui Het. Dacă Iacov va lua o asemenea nevastă dintre fetele lui Het, dintre fetele țării acesteia, la ce mai este bună viața? Esau a plănuit să-l omoare pe fratele lui, Iacov. Imediat ce tatăl lor va muri și perioada de jale se va fi încheiat. Când Rebeca a aflat acest lucru, i-a spus lui Iacov să fugă la fratele ei, Laban, în Haran. Ea se temea nu numai că Iacov va fi ucis, ci și că Esau ar putea apoi fugi sau ar putea fi ucis într-o răzbunare sângeroasă și și-ar pierde ambii fii. În orice caz, pentru a-i explica lui Isaac plecarea lui Iacov, i-a pretins că se teme că Iacov va lua de soție o hitită, așa cum făcuse Esau. Iacov se aștepta să se întoarcă curând, dar acest lucru nu avea să se întâmple decât peste mai bine de 20 de ani. Tatăl său încă va mai fi în viață, dar mama va fi decedată.